Te-ai întrebat vreodată de ce nu mai există regi ca pe vremuri? De ce la conducerea statului sunt atâția oameni care se tot ceartă și nu par să ajungă niciodată la o înțelegere? Îți voi povesti de ce oamenii se ceartă în Parlament. De asemenea, vei afla cine a demolat monarhiile pentru a organiza statul așa cum îl cunoaștem acum. Pentru a înțelege toate acestea, trebuie mai întâi să discutăm despre diviziunea puterilor în stat. Prin aceste cuvinte pompoase, înțelegem pur și simplu diferitele forțe care împart conducerea statului. Niciuna nu are putere mai multă pentru ca niciun om să nu facă tot ce îi trece prin cap. Astfel, interesele cetățenilor sunt respectate. Sunt instituții care te servesc și pe tine, îți apără libertatea și drepturile. Necesitatea acestei organizări a apărut ca urmare a faptului că omul simplu nu se mai simțea reprezentat de regele său. În mare parte de-a lungul istoriei, regii făceau cam tot ce voiau, fără să țină cont de nevoile omului de rând. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, adică pe la 1700, ideile liberale încep să se împrăștie în Europa. Liberalismul era de două feluri, moderat, care accepta o colaborare cu regele, și liberalismul radical, ce dorea înlăturarea regelui și instaurarea republicii. Un exemplu de monarhie parlamentară este Anglia. Parlamentul bicameral era împărțit în Camera Lorzilor și Camera Comunelor. În Camera Lorzilor ajungeau oameni numiți de rege sau fii ai lorzilor mai vechi. Camera Comunelor era formată din cetățeni aleși prin vot cenzitar. Votul cenzitar înseamnă că puteau vota doar bărbații bogați. Camera Comunelor alegea miniștrii care urmau să se ocupe de treburile statului, iar regele alegea primul ministru, șeful miniștrilor. Poți observa cum fiecare parte avea o anumită putere, dar nici una nu avea putere totală, spre deosebire de monarhiile absolutiste. Odată cu votul, au apărut și partidele politice formate din oameni care urmăreau aceleași scopuri și idei de guvernare. De unde au pornit însă toate acestea? Idealurile liberale au început pe vremea Republicii lui Napoleon, demolatorul de monarhii. Războaiele acestuia, care au cuprins toată Europa, au dus cu ele idealurile Republicii. Și chiar dacă Napoleon a pierdut, ideile sale liberale au schimbat radical statele europene. Noile structuri de stat s-au bazat pe codul lui Napoleon, care interzicea avantajele bazate pe nașterea în familii puternice, permitea libertatea religioasă și susținea că posturile de conducere din guvern trebuiau date persoanelor calificate, cum e și normal. Chiar dacă Napoleon a fost înfrânt în 1815, Franța a devenit monarhie constituțională, un amestec de monarhie absolutistă și liberalism. Adică, regele era obligat să respecte regulile impuse de Constituție. În Parlament, el numea membrii Camerei Pairilor, în timp ce în Camera Deputaților erau aleși ai poporului prin vot cenzitar. În concluzie, liberalismul promova drepturile omului de rând. Putea fi moderat sau radical. La începutul secolului al XIX-lea, adică pe la 1800, codul lui Napoleon a dus la instaurarea de monarhii constituționale. Jumătate din Parlament era ales de popor prin vot cenzitar, iar cealaltă jumătate de rege. Așa că atunci când politicienii te calcă pe nervi, amintește-ți că un monarh absolut ar fi mult mai rău decât niște parlamentari care se pare că nu se înțeleg unii cu alții.